Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Se împlinesc 30 de ani de la Revoluție. Ei bine, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a pregătit mai multe evenimente, mai multe expoziții, despre care vom vorbi. Alături de mine este Gianina Simion, șef secție Educație Muzeală și Relații Publice la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Gianina, știu că va fi un eveniment absolut special, chiar duminică, dacă nu mă înșel, la voi la muzeu. Aș dori să ne spui mai multe despre ce se va întâmpla. Avem în fundal o fotografie, uite, chiar aici de mine nu se vede foarte bine. Aici se află cel despre care va fi vorba în evenimentul de duminică. Spune-ne despre ce este vorba. Este vorba despre un poem muzical, cum l-a numit cel care va și interpreta acest performance, un poem muzical despre apariția și dispariția lui Călin Nemeș. Probabil că mulți dintre noi își amintesc cine a fost Călin Nemeș, dar generația mai tânără nu a avut cum să-l cunoască. El, având, ca să zic așa, dispariția despre care vorbeam de pe scena vieții și de pe toate scenele în 1993. Călin Nemeș a fost liderul spiritual al Revoluției de la Cluj. A fost cel care a inițiat și cea mai reprezentativă figură a evenimentelor petrecute în 21 decembrie 1989 la Cluj, în Piața Libertății, actuală Piața Unirii. Acest eveniment este unul mai deosebit, într-adevăr. Este un eveniment creat special pentru acest moment, un eveniment care vine în completarea proiectului Cluj 1989-21 a 12-a, care este de fapt o expoziție referitoare la momentul Revoluției de la Cluj, expoziție conceptuală de stare pe care am vernisat-o în data de 5 noiembrie, dar care își propune să se dezvolte și să adune în jurul ei tot felul de proiecte auxiliare pentru a întregi imaginea despre Revoluție în ceea ce îi privește pe tineri. Pentru că majoritatea evenimentelor sunt dedicate celor care nu au trăit evenimentele de atunci și vreau să subliniez pe această cale faptul că Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei își asumă o poziție obiectivă față de evenimentele din decembrie 1989, nepropunându-și însă să ofere un verdict sau o rezolvare a situației sau asumându-și o părere clară. Lucrurile sunt gri, au fost și atunci gri, dar acum sunt probabil o altă nuanță de gri. Arhivele se vor desecretiza peste vreo 20 de ani. Încă nu știm foarte multe lucruri și istoria, pe măsură ce lucrurile se întâmplă și pe măsură ce trec anii, se transformă. Vreau să te întreb despre evenimentul de acum, care va fi dedicat lui Călin Nemeș. Exact ce se va întâmpla? Ce vor putea vedea cei care vin la muzeu? Duminică de la ora 18 vor putea vedea o combinație foarte interesantă, o coproducție între Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și proiectul de teatru independent, teatru lectură independent, Texte bune în locuri nebune, condus de actorul Ionuț Caras. Vor putea vedea un moment de performance de teatru. Iar în finalul acestui moment vom avea un recital underground al trupei de rock Krypton. Este vorba despre vechea trupă Krypton, care în anul 1992 a lansat albumul Lanțurile, pentru care a colaborat cu actorul Călin Nemeș. Călin Nemeș a fost și el actor. Da, a fost și el actor, a avut 14 recitative. Lanțurile este mai degrabă un album manifest. Este foarte clar intenția de a rupe lanțurile, de a fi în asentimentul acelei perioade în care cădea în 89 zidul Berlinului, în care Occidentul
Bachmann începea să pătrundă și în estul Europei prin diverse lucruri și prin diverse alte canale. Începeam și noi să ne conectăm la ceea ce era în vest. Este un manifest pentru libertate. Da, și se va întâmpla acest fusion între teatru și muzică, unde invităm cu drag pe toți cei tineri ca să intre oarecum în atmosfera aceasta și ca să înțeleagă de fapt ce a însemnat să fii lider spiritual al Revoluției din Cluj în acea perioadă. N-am putut să nu remarc că haina ta, care este cu un steag găurit, da, care aduce foarte mult aminte de ce s-a întâmplat atunci. Revenind la expoziția de la voi de la muzeu, am văzut acum câteva zile, va fi și un reportaj pe care spectatorii Via Cluj TV vor putea să-l vadă. Vreau să te întreb, cum ați reușit să faceți, să recreați atât de bine atmosfera din acea perioadă? Pentru că în momentul în care intri, ai niște senzații, se întâmplă ceva. Nu este o expoziție clasică, obișnuită. Asta trebuie să știe toată lumea din stat. Da, nu este o expoziție care oferă exponate. Nu este o expoziție care să îți delimiteze clar asta este, asta s-a întâmplat, astea sunt faptele. Este o expoziție care vrea să te facă să retrăiești acel moment. Și dacă nu l-ai trăit și doar ai auzit din amintirile părinților sau ale rudelor, și dacă ai fost copil și l-ai trăit, dar nu-ți mai amintești prea bine, urmărești această expoziție să resusciteze în tine niște amintiri foarte, niște muguri de amintiri mai degrabă. Iar pentru cei care au trăit acele momente, este într-adevăr emoționantă. Mulți s-au regăsit și au fost druncinați de ce au găsit acolo. Este o expoziție care te plimbă prin 7 săli, de la o sală a trecutului până la o sală a viitorului, de exemplu, iar în sala viitorului vorbim foarte pe limba generației de acum, într-un proiect realizat în colaborare cu Călin Ilia și care se bazează pe tinerii care s-au născut chiar atunci, în decembrie 1989. Zic până la capăt ce se întâmplă. Te duci cu telefonul lângă poză? Te duci cu telefonul, exact. E vorba despre un proiect de realitate augmentată. Există o aplicație pe care o instalezi pe telefon, te duci cu telefonul, scanezi poza respectivă, iar acei tineri care s-au născut în decembrie 1989 îți spun despre așteptările lor referitoare la România de azi. De altfel, nu este singurul moment, singurul lucru interactiv din această expoziție. Știu că, dacă tot avem fotografiile de aici, din piața actuală Unirii Foste Libertății, sunt niște fotografii de atunci și de acum și poți să te joci să vezi cum arăta atunci, da, și cum este arată un acum. Aparat, este un aparat, un fel de mașină a timpului care îți suprapune pe o plasmă fotografiile lui Răzvan Rota și fotografii realizate de fotograful Alexandru Rădulescu din aceleași unghiuri, Clujul de atunci și Clujul de acum. Oare ce mai înseamnă? Ideea este că locurile nu sunt atât de dramatic schimbate. În 30 de ani încă mai avem multe din personajele care au participat probabil atunci în piață, dar pentru cei care s-au născut între timp, lucrurile sunt aproape uitate. Și atunci această suprapunere în timp de readucere în prim plan a istoriei recente urmărește să te familiarizeze cu ce a fost, ca să înțelegi mai bine ceea ce ești și să pricepi mai bine ceea ce trebuie să faci în devenirea ta ca și generație. Janina, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Sper că le-am făcut poftă, le-am trezit interesul celor care nu au fost încă să vadă această expoziție, dar și să vină la spectacolul despre care vorbeai la început. Păi eu propun așa, mâine, așa. E 21 decembrie. Exact 21 decembrie. Exact 21 decembrie. Mâine i-aș invita pe toți să viziteze expoziția și să intre puțin în atmosferă. Să
să retrăiască oarecum starea și momentele de atunci prin tot ceea ce s-a creat acolo. Iar duminică, pentru a-și completa imaginea despre Călin Nemeș, pe care îl avem în pozele lui Răzvan Rota, atârnate pe pereții de la Muzeul de Istorie Mari, în așa fel, la înălțimea ochiului, ca să te facă să interacționezi cu strada, ca să conturăm și mai bine imaginea acestui lider spiritual al Revoluției, îi invităm la show-ul de duminică de la ora 18. Celina Simion, mulțumesc foarte mult! Te mai așteptăm la noi! Mulțumesc pentru atenție! Ne vedem pe rând!